Absolvenții de liceu pot răsufla ușurați. Au fost afișate rezultatele la bacalaureat. 67,7% din tineri au promovat examenele cu peste 5% mai puțin decât anul trecut. În coada clasamentului se află județul Ilfov cu o promovabilitate de 34%, urmat de Teleorman 47,30% și Giurgiu cu 47,44%. În top 3 județe cu note de trecere la bac se află Clujul cu 81,14%, Iașul cu 80,14% și Brăila cu 77, 4, 13%. În Cluj au fost și medii de 10 curat, dar mai puține ca anul trecut. Dacă în 2017 9 elevi au primit 10 la toate materiile, anul acesta doar 3. 7 școle au avut o promovabilitate de 100%. Începutul de vară a fost unul plin de emoții și pentru primarul Clujului Emil Boc. Fica cea mică acestuia s-a aflat printre elevii care au susținut bacalaureatul. În topul județului, Patricia Boc s-a clasat pe locul 85, comedie de 9,73. Absolventa liceului teoretic Gheorghe Șincai, tânăra a obținut nota 9,40 la română, 8,80 la istorie și 10 la logică. Azi elevii nemulțumiți de notele obținute au depus contestații iar luni se vor afișa rezultatele finale. 117 candidați din cei peste 123.000 care au participat la examenul maturității au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu mai au voie să se înscrie la bacalaureat următoarele două sesiuni.